Fostul tenismen, Dinu Pescariu, implicat și denunțător în afacerea Microsoft, refuză să elibereze baza sportivă cu tezătorii, ignorând decizia luată de Înalta Curte de Casație și Justiție. La fel a refuzat și accesul gratuit al copiilor la baza Ministerului Educației, după un contract controversat de închiriere. Fundația lui Pescariu a plătit doar 9.000 de euro pe lună, valoarea reală a chiriei fiind estimată la 112.000 de euro. Prejudiciul adus statului român este estimat de procurorii DNA la aproximativ 11 milioane de euro. Află toate detaliile în săptămâna financiară.